Cum se desfășoară ședință de hipnoză? Această întrebare o primesc adesea și răspunsul este unul foarte simplu. La fel ca orice altă ședință de consiliere, de coaching, de psihoterapie, de eu știu discuție, comunicare cu cineva, între doi oameni normali, da? E bine, în momentul în care cineva vine la o ședință de hipnoză, de hipnoterapie, de obicei vine pentru că are o problemă, nu pentru că are o viață, are o viață absolut fantastică, extraordinară, fericită, cu de toate, nu-i lipsește nimic și mă duc și -o la hipnoterapeut. Nu. Omul vine pentru că are o problemă și adesea vine pentru că problema pe care o are nu a fost rezolvată în altă parte. N-a fost rezolvată la psihoterapie, la coaching, la consiliere, n-a fost rezolvată nicăieri. Hipnoza e un fel așa de ultima șansă. Și în momentul în care vine la hipnoză, omul poate să vină în, cu două atitudini. Fie cu atitudinea de neîncredere, ba, am venit că m-am pins ăla de la spate sau nu știu eu sigur, dar am zis să o fac și pasta, că altă soluție nu am. Asta e o atitudine. Sau a doua atitudine, am venit la hipnoze pentru că de-abia aștept să mă adormi și eu să fiu acolo și când ai terminat tu, m-ai făcut harcea la creier, ai terminat și mi-ai rezolvat problema. Oamenii care vin cu o așteptare cel mai adesea foarte um, exagerată și foarte um, ne... Foarte exagerată, da? Despre hipnoză și despre ce poți face cu hipnoza. E bine, o ședință de hipnoterapie este foarte simplă. Cineva sună, te contactează pe, la telefon, pe e-mail, prin poștă, cum vrei tu, faci programarea respectivă și apoi când vine amul la ședință încep să lucrez cu el. Întotdeauna, eu ce fac eu când lucrez cu un client este întotdeauna să-l întreb care este problema și cum vrea să fie. Îi pun două întrebări foarte clare, de la bun început. Care e problema? Nu înseamnă dăm istoricul, nu înseamnă povestește de la 1914 toamnea când era bunica fată ce s-a întâmplat și de ai tu problema acum. Nu spune care e problema acum, da? Deci o întrebare foarte clară, foarte precisă, foarte directă. Care este problema? Definim foarte clar problema. Odată ce am definit problema, trebuie să, declar, să clarificăm foarte bine soluția, cum vrei să fii, cum vrei să uh, fie viața ta, cum vrei să te miști, să gândești, să vorbești, să comuni, să te manifesti, să arăți, da? este cum vrei. Cum vreiul acesta, adesea oamenii confundă cum vreiul cu cum nu mai vreiul. Da? Aici este problema, aici sunt tristă, suferind, viața e grea, o mătui mare și nefericire și mai mare. Da? Aici este cum vreau să fiu. Vreau să fiu la mare, la plajă, la soare, să mă scald și să mă îmbăiez și să fie minunat. Asta este cum vreau, asta este cum nu vreau. Ce mai mulți oameni nu știu care e partea asta. Ce mai mulți oameni nu-și dau seama, ce mai mulți oameni nu s-au gândit nicio clipă cum ar fi viața lor. Ei tot timpul se gândesc cum nu mai vreau să fie viața. Ok? Și atunci, în prima parte, la începutul ședinței, clarific foarte, foarte bine aceste două elemente. Care e problema și cum vrei să fii. Și E posibil ca să nu mergem mai departe, e posibil ca, adesea, și s-a întâmplat adesea, să nu merg mai departe cu o ședință cu cineva pentru că nu era clar chestia asta. Și am stat o ședință, poate chiar două întâlniri, doar ca să clarificăm ce vrei. Pentru că ori de câte ori vei vedea, și chiar o mică provocare, când comunici cu cineva care are o problemă și îl întrebi sau o întrebi ce vrei, îți garantez că peste 90% din răspunsuri vor fi ce nu mai vreau. Da? Sunt tristă, nefericită, supărată, deprimată și așa mai departe. Ce vrei? Vreau să nu mai fiu tristă, ne... supărată, deprimată, nefericită. Da? Asta este tot aici, tot despre problemă vorbim. Eu te întreb ce vrei, adică cum vrei să fii, cum vrei să arăți, să te simți, să gândești, să te manifesti, să te porți să ar... și așa mai departe. Da? Cum vrei, nu cum nu mai vrei. Bun. Odată ce am clarificat aceste două elemente vine următorul pas, este ce știi despre hipnoză? Adică ai venit, mi-am clarificat, știu asta, știu care e problema foarte clar, mi-am luat notițe, știu ce vrei să obții, mi-am luat notițe. Acum hai să vedem ce știi despre hipnoză. De ce pun această întrebare foarte simplă? Pentru că, am spus mai devreme, unii oameni au niște așteptări absolut fabuloase și neavenite, iar alții sunt, au nu te uita în ochii mei, da? Și atunci, eu când întreb ce știi despre hipnoză, mai degrabă este ce te aștepți, la ce te aștepți să se întâmple în întâlnirea noastră de aici, de astăzi. Și obținând acest rezultat din partea lor, pot după aceea să calibrez, să spunem așa, pot să-mi dau seama ce pot să spun sau ce să nu spun în momentul în care lucrez cu această persoană. Le explic ce este hipnoza, le explic cum funcționează hipnoza, deci urmează o mică perioadă de timp, de câteva minute de educare a clientului și educarea aceasta în ghilimele a clientului este pentru că vreau să îi pun ordine, să spunem, în așteptări. Da? atât cele exagerbate, cât și cele care sunt uh, temătoare, să spunem, da? Și spun, ok, uite, himnoza funcționează în felul acesta, asta se întâmplă, ăștia sunt pașii, eu îți spun ce să faci, tu faci, și dacă avem această, acest contract practic, pentru că asta face, facem un contract, un acord, în care eu îi spun, tu vrei să obții ceva, eu sunt aici ca să te ajut pe tine să obții acel ceva și ca tu să poți obține ceea ce vrei este să mă lași pe mine, să-mi dai voie mie să te ghidez, să te călăuzez. Dacă mă lași să fac acest lucru, șansele ca tu să obții ceea ce dorești sunt foarte mari. Dacă nu, șansele sunt foarte mici. Da? Și odată ce am stabilit chestia asta, apoi începem ședința efectivă în care facem o tehnică de inducție în himnoză, apoi facem o tehnică de aprofundare a sării de trans, după care începem să lucrăm cu problema cu ce vrea omul să obțină, începe să lucrăm la problema respectivă sau treci în direct să lucrăm la ce vrea să obțină. Nu înseamnă că uh, sunt unii oameni care, spre exemplu, nu au neapărat o problemă foarte mare, ci vor, nu știu, să uh, învețe o limbă străină sau vrea să uh, fie mai... Uh, nu știu ce să zic eu, mai răbdător, mai atent, mai grijuliu, mai iubitor, mai știu eu ce, da? Deci nu are neapărat o problemă foarte mare, nu este ceva de rezolvat, cât este ceva de optimizat. E bine, într-o ședință de obicei le facem pe amândouă, mai rar este când vine ceva pentru optimizare, să spunem așa, pentru fine tuning, ce mai adesea mai vin pentru că au o problemă majoră pe care vor să o rezolve și începem să lucrăm pe acel lucru. E bine, facem ședința, lucrăm, săpăm, descoperim tot felul de cauze de ale problemei, lucrăm cu acestea, iar la final avem o secțiune de sugestii pozitive în care uh, practic ne focalizăm mult mai mult pe acest aspect aici, de cum vrea să fie, da? deci mare parte dacă e desăpat de vindecat cu alte cuvinte, lucrăm foarte mult aici la acea suferință, neplăcere, durere, traumă și așa mai departe și pe finalul ședinței venim și cu sugestii pozitive de optimizare, de sănătate, de fericire, de bunăstare și așa mai departe, la final. După care ședința s-a încheiat, uh, ne luăm la revedere. Rămânem în contact și îi spun să continuă să facă o parte din ceea ce am făcut eu cu el sau cu ea în ședință. Îi spun acum continuă să faci acest exercițiu sau exerciții. Le faci tu singur, singură acasă îmi dai un mesaj, un semnal, un telefon, peste o săptămână vedem care e situația și vedem ce e de făcut mai departe, dacă e ceva de făcut mai departe. Practic asta este structura unei ședințe de hipnoterapie așa cum o folosesc eu. Sunt convins că mulți alții vor avea alte structuri, alte protocoale, alte metode și de asemenea e important de menționat că sunt anumite situații sau anumite eu știu, subiecte pe care uh, le poți aborda în pachete de ședințe, adică nu o singură ședință, nu înseamnă că eu fac doar o ședință, nu, înseamnă că uh, modul acesta în care pe care l-am prezentat din ea este modul standard în care lucrez cu cineva când vine cu o problemă, dar uh, dacă e nevoie de și problema pe care o prezintă este mai complexă, mai gogoroasă, mai detaliată, mai delicată, atunci putem și avea, să avem chiar și un pachet de ședințe, 3, 5, 10 ședințe să spunem, 10 mai rar, dar undeva între 3 și 5 ședințe în care uh, intrăm mult mai detaliu pe fiecare element în parte al problemei și îl lucrăm pe acela cu diferite tehnici. Atenție în hipnoză, hipnoza este... Un cumul de tehnici nu este o metodă, ci este un cumul de metode care împreună se îmbină foarte frumos și armonios să dea rezultatul excelent pe care clientul îl dorește de sigur. Și atunci, ce înseamnă asta? Înseamnă că noi putem folosi orice metodă sau orice tehnică în cadrul acestei ședințe. Și... Uh, Asta este modul în care facem ședința sau ședințele de hipnoză. Am răspuns la această întrebare. Dacă vrei să afli mai multe, dă click pe linkul de la, din descrierea acestui video și află detalii despre trainingul profesional de hipnoză, cel mai vechi training de hipnoză din România care se adresează tuturor. Nu există limite de participare, nu există restricții de participare. Oricine care își dorește să învețe poate să participe la acest curs. Și cum spuneam, în descrierea acestui video poți să vezi detalii despre acest curs, poți să afli când are loc și cât costă și cât durează și mai departe. Durează zile, apropo. Și de-abia aștept să ne vedem în următorul video. Dacă ți-a plăcut acest video dă un like, subscribe, abonează-te toate cele cum trebuie și ne vedem la următorul video.